Când la capetele unui conductor se aplică o tensiune electrică, prin acesta se deplasează sarcini electrice. Cât de ușor se deplasează sarcina într-un conductor, este o caracteristică a acestuia și variază de la un conductor la altul. Mărimea fizică scalară ce caracterizează proprietatea unui conductor de a se opune trecerii curentului electric se numește rezistență electrică. Rezistența electrică în sistemul internațional se măsoară în ohmi. Elementul de circuit caracterizat de rezistența electrică se numește rezistor. Rezistența electrică a unui conductor cilindric și omogen este direct proporțională cu lungimea conductorului, invers proporțională cu area secțiunii transversale și depinde de natura materialului din care este confecționat conductorul. Fiecare material este caracterizat printr-o constantă de material numită rezistivitate electrică, notată cu litera grecească ρ. Rezistivitatea electrică în sistemul internațional se măsoară în ohmi ori metru. În această animație putem vedea dependența rezistenței electrice de lungimea conductorului, area secțiunii transversale, precum și de natura materialului din care este confecționat conductorul. În funcție de temperatură, rezistența electrică se modifică după relația R egal cu R0 pe lângă 1 plus alfa ori temic, unde R mare este rezistența electrică a conductorului la temperatura temic, R0 este rezistența electrică a conductorului la temperatura temic egal cu 0 grade Celsius, alfa este coeficientul de temperatură al rezistivității, care se măsoară în sistemul internațional în grad la minus 1 sau grad Celsius la minus 1. Aici putem vedea cum se modifică rezistența electrică și rezistivitatea electrică a unui conductor în funcție de temperatură. În funcție de temperatura de topire a conductoarelor, se realizează și diferite dispozitive folosite în practică. De exemplu, siguranța fuzibilă este un dispozitiv alcătuit dintr-un fir metalic, de obicei cupru, introdus într-o carcasă izolatoare de ceramică sau sticlă, care are la cele două capete două contacte metalice. Rolul siguranței este acela de a întrerupe circuitul în care este conectată prin topirea firului metalic când curentul electric depășește o valoare dată, prevenind astfel apariția unui incendiu. Firul metalic trebuie să aibă cea mai redusă stabilitate termică din întreg circuitul, astfel încât să se topească înainte ca valoarea curentului prin circuit să devină periculoasă pentru izolații. Pe de altă parte, filamentul unui bec este alcătuit din wolfram, un metal care are cel mai ridicat punct de topire și devine incandescent atunci când este parcurs de curent electric. La finalul acestui material, vă propun să rezolvați următoarea problemă. Doi conductori cilindrici de aceeași lungime și realizați din același material au razele secțiunilor transversale R-1 supra R-2 egal cu 2.
care este raportul dintre valoarea rezistenței electrice a celui de-al doilea conductor și valoarea rezistenței electrice a primului conductor.